Salut, prieteni, mă numesc Bobby. Astăzi vreau să vă prezint un mod de a intra în Windows fără parolă. De exemplu, să zicem că aveți un Windows XP și sunteți administrator și cineva, nu cineva, să zicem că voi v-ați uitat parola, s-ați pierdut sau nu vă mai mintiți cum se ne mai numește parola ca să puteți intra în Windows XP. De exemplu, să zicem că punem parola, da? Și scriem de Enter, nu mai putem intra nici de cum. Tot ne amintim, iară scriem, iară de Enter și nu mai putem intra nici de cum. Cum fiecare se gândește ce trebuie să facă pasul următor, este să-și reinstaleze Windows-ul din nou. Și, cum știm cu toți, vom pierde toate datele unde le-am salvat dacă, de exemplu, aveți o partiție și aveți multe documente salvate în partiția respectivă, le veți pierde după reinstalarea Windows-ului. Și, normal, după atâta muncă, să vă reinstalați Windows-ul, nu cred că este modul cel mai bun pentru a vă ține fișierele în continuare. Din păcate, nu se poate așa. După ce am reinstalat Windows, să știți că pierdem totul, se va restaura totul ca și la început, adică nou. Pentru asta există un program care ne scutește de astfel de probleme și cum vom găsi acest program. Eu am deschis un browser unde îl puteți descărca. Programul nu se numește Reset Password, ci eu l-am denumit, dar programul a fost creat de Adrian de pe videotutorial.ro și pentru asta vrem să mulțumim că ne-a pus la cale acest program. Este număr de 160 de mega, 32. Este valabil și pentru Windows 7 acest program, nu numai pentru Windows XP. Descărcați programul de la orice fișier, de la orice site care îl avem aici. Să zice că Dan de la Multiavlat sau Mega Avlat, dăm Dana direct, ne deschide programul de 160, îl salvați unde vreți voi sau de pe Mega Avlat, ne direcționează spre acest site unde trebuie să așteptăm câteva secunde până ne apare acel site pentru downloadare. Să zicem că l-ați salvat. Și după ce l-a salvat, este foarte important să aveți un CD de 700 de mega și să-l ardeți cu Nero. Dați la Nero, Burn Image și să-l scrieți pe CD cu Burn Image. După ce ați făcut pe CD, intrați în BIOS și butați de la boot sector, primul să fie să citească de pe CD. După ce ați făcut asta, dați F10 și salvați modificarea făcută din BIOS. Și atunci o să vi se deschide programul în acest fel. Eu o să pun pauză și revin imediat. După cum am zis, am revenit. Programul așa vă apare. Dați Enter sau automat se face, bineînțeles, dacă nu dați Enter, merge și automat. Să zicem că l-ați butat de pe CD, el vă citește acum de pe CD. El nu mai intră direct în Windows, intră direct de pe CD acest program. Așteptăm până intră în programul normal. În fereastră normală, să zicem. Cam așa o să vă apară și vouă. Dacă știți să butați un CD cu Windows din BIOS, așa se butează și acest program tot ca și la Windows. Mai departe mergem în sistem, în Storage Media. După Storage Media mergem la partiția ce unde este instalat Windows XP.
Adică eu am de 10 giga, poate voi aveți de 40, 60, 80 sau 100 de giga partiția C, apăsați pe ea, dublu click, și cel mai important lucru este să vă uitați la acest ce am selectat, HDA1. Vă explic și de ce. După ce v-ați uitat după acesta, mergem jos. Ca să reveniți la setări cu mouse-ul, vedeți dacă vreau să merg pe bară, nu prea reușesc. Dați control, țineți control apăsat și pe aceea N. Și atunci puteți merge pe, vedeți că mouse-ul a rămas aici unde era în programul respectiv și cu mouse-ul original mă duc până jos și vin pe fereastra asta neagră. După ce am venit, tragem aici și scriem următoarele litere. Scriem CD de la CD spațiu, dăm slash, scriem MNT slash iarăși. Scriem HDA1, cum am arătat aici, vedeți, sau sus, și jos putem vedea, sistem media HDA, HDA1, cum vreți voi să-i ziceți. Bun. Scriem HDA1, sau HDA1, scriem slash, apăsăm slash, de fapt, nu scriem, scuzați-mă. La unii poate vă arată HDA2 sau HDA3 sau SDA1, SDA2, depinde de Windows-ul care îl aveți. Apăsăm iar slash-ul și scriem Windows cu litere mari. Windows. După ce am scris cu litere mari, apăsăm slash și scriem cu litere mici System. System 32, sistem 32, slash iară, config, pardon, config. Și dăm Enter. După ce am dat Enter, scriem LS cu litere mici și apăsăm Enter. După ce am dat Enter, scriem următoare CHNTPW de la 5 Enter password, dăm spațiu, bară la mijloc sau linie la mijloc, cum vedeți voi să ziceți, apăsăm litera L mic, spațiu iară și SAM cu litere mari, S-A-M și dăm Enter. Și aici ne arată administrator. Eu sunt administrator cu numele Bubu. Sau administrator, da? Eu mi-am pus numele Bubu. Voi o să vă arate alt nume. De exemplu, dacă v-ați spus Mihai, Alex sau Ion sau Ghiță, așa o să vă apară. Nu numele acesta. Eu așa l-am pus. Mai departe scriem CHNTP de la 5 Enter password. Așa, după aceea spațiu, linie la mijloc, litera mică U, spațiu și punem apostrof liniile alea 2000 sus. Adică Shift și apostroful de sus, de lângă Enter. Scriem atunci Bubu și închidem apostroful din nou. Cele două liniuțe, adică, și spațiu și dăm și scriem cu litere mari, iar din nou SAM, S-A-M și dăm Enter. Și aici ne arată ce vrem să alegem litera 1, să ștergem parola cu care nu ne mai putem conecta la Windows XP, să edităm, dar noi vrem doar să ștergem parola ca să putem intra din nou în Windows. Dacă cumva nu o mai știm. Sau am uitat-o sau cineva ne-a schimbat-o
din rea voință. Bun. Mai departe, apăsăm litera, nu litera, scuzați-mă, cifra 1, adică tasta 1, și dăm Enter. Dacă suntem de acord cu schimbările care le-am făcut, dăm Yes, adică Y, și dăm Enter. Și, și ultimul lucru, facem Reboot, adică resetare. R-I-B-O-O, cu 2 de O, să știți. Și dăm Enter, Reboot. După ce dăm Enter, o să zic că să scoate CD-ul după 6 secunde, o să vă arate. Eu imediat o să scot CD-ul virtual, vedeți, imediat după 6 secunde ne zice să scoatem CD-ul. Așteptăm. Uitați, CD trial will be closed in 6 seconds. După ce au dispărut, îi dăm asta. Și voi scoate CD-ul și acum trebuie să intre în Windows fără să mai înceară parola. Ați văzut? Și atunci puteți crea alt administrator, altă parolă, alt user. Dacă mergem la în Start, în Settings Control Panel, User Account, vedeți că nu mai avem parolă, numai dacă creăm altă parolă. Numele avem tot același bubu, dar nu mai avem parolă. Puteți crea altă parolă și cam asta a fost. Sper că v-am ajutat cu acest video tutorial și să vă fie de folos. Acest video tutorial nu l-am făcut pentru a intra la alții să spargem un Windows sau să profităm din cauza asta, doar am făcut acest video tutorial pentru cei care vor să-și recupereze Windows-ul cel dinainte în caz de a uita parola sau nu-și mai aduce aminte. Eu vă doresc o zi bună și ne vedem data viitoare. La revedere!